Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi am să vă povestesc poveste cu un șoricel de Titus Știrbu. Trăia în sat un om. Odată, pentru munca lui primi răsplată 8 saci cu grâu. În pod i-a urcat, pe unul dintre saci l-a dezlegat. Că de va veni vreun șoricel flământ, să nu mai roadă sacii rând pe rând. Mănânce sănătos, și-a zis țăranul, mi-ajunge grâu de pâine până la anul. Se scurse timpul. Într-o bună seară, țăranul a vrut să ducă grâu la moară, dar ce-a văzut în pod, n-o să ghiciți. Erau toți sacii aceia găuriți. Păi cât mi-a te prinde? Și l-a prins. Un sac l-am dezlegat doar în adins. Îl dojenea țăranul mânios. De ce toți sacii mei cu grâu i-ai ros? Răspunse șoricel. Desflământ? Până nu trudesc eu, nu mănânc nici când. Și cum se spune în proverb, cine lucrează, acela se cade să mănânce.